activitățile au început sau demarat ca urmare a unei sesizări în oficiu a ofițerilor din cadrul Brigăzii de Crimă Organizată Pitești. Ulterior am solicitat sprijinul autorităților germane prin intermediul Europol și Eurojust. Dumnealor și-au desfășurat conform legii locului activități de cercetare penală în vederea identificării unor potențiali suspecți de cetățenie germană. Putem confirma la ora actuală că am identificat mai multe victime minore cuprinse, cu vârste cuprinse între 3-4 ani și până la 17 ani. În momentul de față încercăm să identificăm și alte victime. Gruparea traficanții în cauză cercetați promiteau diverse facilități din partea cetățenilor germani, părinților, pentru a obține consimțământul acestora de a-i deplasa, de a-i transporta în Germania, respectiv donații din partea unor cetățeni germani, ori eu știu câteva, ori promisiuni ulterioare de angajare când vor fi majori. Aceștia erau transportați din România de principiu pe cale terestră de către traficanți în Germania, unde erau supuși unor abuzuri sexuale. Mai mult decât atât, o parte din ancheta noastră vizează și efectuarea de materiale pornografice de către traficanți asupra copiilor minori. Vă pot confirma faptul că aceste materiale pornografice sunt cu totul dezgustătoare și anormale. Spuneți-ne, ce făceau cu materialele pornografice pe care le filmau, le înregistrau? Materialele pornografice erau distribuite prin intermediul unor rețele de socializare către beneficiarii nemți, contra unor sume cuprinse între 200 și 600 de euro pe minut, în funcție de, mai bine zis, de cât de anormal era filmulețul, cu atât creștea și tariful solicitat de către traficanți. Înțelegem că sunt niște oameni bogați cei care apelau la aceste practici. Altfel nu și-ar fi permis un astfel de preț. Nu vă pot confirma și nici infirma în momentul de față. Avem o anchetă în desfășurare, dar din moment ce un personaj își permite să plătească asemenea tarife, cred că și în Germania prețurile sunt destul de ridicate, chiar dacă eu știu, actele se consumau acolo, prețurile sunt destul de ridicate și pentru ei, după cum v-am spus. Spuneți-ne, din ce v-ați dat seama în cursul anchetei până în momentul de față, aparținătorii știau totuși ce li se întâmplă acolo copiilor? Până în momentul de față nu avem indicii care să ne conducă la concluzia că părinții, în speță, cunoșteau faptul că odrazele lor erau victimele unor abuzuri sexuale. Sunt rude între ei, victimele și făptuitorii? O parte dintre ei, da. Fiind o comunitate restrânsă, o parte dintre persoanele vătămate sunt rude cu traficanții. Ne puteți confirma că din Germania, printre beneficiari, este și un milionar german? În momentul de față, colegii din Germania au și ei o operațiune în desfășurare. A fost reținut vreun neamț? Nu dețin astfel de detalii la moment.